Salutare tuturor! M-am pornit la un reportaj aici în Largă Briceni, dar trecând pe lângă izvorul din Largă, am fost șocat după filmarea mea de mai câteva luni în urmă. S-a făcut și reparații la acest izvor și cănuță chiar s-a pus. Am întâlnit o doamnă chiar aici. Era după apă, nu-i doamna aceasta care o vedeți, zic, ia ca cine, am vrut să glumesc și eu, zic, cine se spală lunea dimineață la izvorul din Larga. Ei, este o poezie, pur și simplu, nu vopsiți peste rugină, dar cred că n-au fost bani de ajuns de la primărie, de un sac de ciment. Uitați-vă, haideți să vedem ce-i frumosul. S-a bătut și cu vagoncă. S-au pus flori aici la izvor. Drept că doamna mi-a spus că ceva a fost o manifestare duminică. Care duminic? Poate cred că acum. Și e scris încă, atenție, este vopsit, este cameră, fiți atenți. Da. Și e scris cu chirilică. Ei, poate un lucrător așa o scris din aceștia care au vopsit. Bravo! Iată, și spuneți că după filmări nu se îndreaptă lucrurile. Izvorul acesta făcut de fosta primar Lidia Voloșuc. Dar nu vreau să spun ceva de rău și de primar, fiindcă dacă a organizat și a făcut totul acesta, este bravo. Și m-am mirat, iată acest izvor, m-am mirat că este pus și cănuț încă. Și cu consăteanul nostru, Serafim Urechean. Nu știu, poate zic de primar, dar poate a fost altcineva sponsor aici. În orice caz, a făcut bravo. Veniți la izvor. Această apă este tămădăitoare pentru rinichi. S-a constatat că este așa ca și cea de la Truscaveț. Bine, am fost eu, Valentin Borodache, vă doresc o zi frumoasă tuturor în continuare. Mergem la alt reportaj.